Și hey guys și bine v-am regăsit pe acest canal. Sunt Emilia, bie cum vreți voi să spuneți, și sunteți pe recepție alături de mine și de Gino. Prezentă-i datorie. Și vă facem un nou episod de Dead by Daylight. Ne-a fost dor să facem o colaborare așa. Ca pe vremuri când am făcut și eu primul sau al doilea episod de gaming. Pe vremea mea. Sau când? Primul episod de gaming pe canalul lui. Pentru mine era ce puțin ceva. Da. Adică eu n-am filmat momentul, aș vrea să filmez. Pentru că eu cu domnul acesta ne contraziceam într-una. Dar mie îmi zici. Și de cum vedeți am level 50 pe Meg și 18 pe Claudette. Nu l-o presez jucă pe Meg până nu am niște parcuri suficient de bune pentru Claudette. Vreau neapărat să dau prestigi pe Meg, dar nu dau acum. Hai să dăm ready. Da, hai să noi să vedem cu ce picăm. Doamne, să nu picăm cu Freddy Krueger, Doamne ajută! Nu știu dacă ți-amintești, dar primul și primul meu episod de Dead by Daylight, prima dată când am jucat eu, mai ții minte că cum am țipat în ultimul hal? Adevărat, deci... Hei! Băi, doamne, mamă, cât lag-ul e! Eu n-am lag. Nu, meciu. Să vezi ce lag e, dă cu mouse-ul jos lângă chat. Ai dat? Chestia aia... LOL, 190 MS-uri. Aha. 193, 191. Bă, care are hostul de aici, bă, băieții? Killer-ul e hostul. Hai, dă-i ready. Dă-i ready. Doamne, roagă-te să nu fie Freddy Krueger. Pentru că ăla e cel mai handicapat killer pe care poți să-l întâlnești vreodată. Săracul albă. Cică, Robert Behon. Cum? Mi-a dat ce pe Steam. Las, mam. Eu când ți-am zis că te caută fanii, nu m-ai crezut. Ăsta nu știu, să mor dacă știu. E fanul tău number one. Să mor tu, știi tu ăsta? Nu. Bă, să spun o fază tare. Și asta trebuie să o știți și voi. În comentarii, dacă vă uitați, e... Nu mai știu în care, cred că unul în care am făcut cu amica mea, cu prietena mea cea mai bună, acel clip, cu o fostă colegă din generală, zicea unul numit Error 666, că se abonează, adică dă subscribe cu semnul de așa, zic, păi nu e obligat. Îți dai seama că omului, dacă îi place, dă subscribe, dacă nu, nu dă. Dar, ci că l-a obligat Luci. Quiz, dacă știți pe quiz, vă să dați și linkul în descriere să vedeți ce clipuri faine face. Păcat că e inactiv. Mica. A fost ocupat în ultimul timp. Da, are niște... A fost ocupat în ultimul timp. Doamne ajut. Eu am venit la această emisiune ca să câștigi și eu un ban. Nu e ceva de emisiune PC. A, nu? Ok. LOL, se mișcă chiar bine pe filmare, what the fuck. Și care credeam că o să am 10 FPS-uri. Da, dar de fapt am 10, 12. Glumesc. Văd un generator, să nu bui generatoarele, că te omori eu, în schimb. Da, eu mai știu să mă joc, parcă pe Space Trace apăs când... Da, dar o să vină un sunet înainte, ca să îmi vine skill check-ul. Ops, am murit. Trebuie să-mi luat... Dar și-a fost pe mine, cred că vrea să vină. Are Hex, băgam iaș! Are Hex. Am văzut! Apa nu! Om, ce m-am speriat! Are Hex a furisenia asta. Da, de ce nu pot să trec prin asta? Alo, băiatul! Băi, ce nu am să-ți trec prin tine? Are Hex, băgam iaș! Nu cred că o să pot să-l fac. Doar o să are Hex sau? Habar n-am. Cred că are Hex, băgam ea și... Mamă, deci abia așa să-mi iau PC-ul nou. Ce PC? Ți-am zis că-mi iau PC-ul nou. Da, dar de care? Că nu mai ți minte. Păi ți-am arătat ăla cu Intel Core i5 sau i7. Aaa, să pot să filmez mai bine. Da. Mi-am dat seama. Că uite, acum joc pe o claritate destul de decentă, dar mai că setările pe low. Deci, să nu spui că e în spatele meu.
Stai, ce data trebuie să fie? Ce killer e? Nu știu, nu au niciun sunet, nu nimic. Mamă, e aproape. Da, am văzut ceva pe acolo. Nu e să de niciun sunet, nu nimic, o fi... O fi un ăla cu... Băi, ești... Bă, Nea, ești... Sunt tot mai spatele tău, fac un generator. Unde Dumnezeu te duci? Unde te plimbi? Ok, l-a prins. Sunt aproape de el, pot să mă duc să salvez. Nu, vezi să nu te prindă killerul, că ăla e dracu. Nu, m-am ascuns prin boschet. Sunt boschetar. Normal, toți suntem, că aici ideea e să te ascunzi, să nu te observe killerul. Mamă, ce m-am speriat de o frunză. Să nu spui că face camp. Cred că aia mai lol, s-a salvat singur ăsta. Da, fiindcă sunt 6 din aia de... Da, da. Sunt 6 din aia de 5, de 4%. Vine încoa. Vine după mine. Bun. E the heck, băgam iaș. Ok, deci meciul ăsta cred că nu o să fac nimic decât să mă ascund prin boschit, mă jur. Nu! Dragi. M-a găsit pe mine, fac! Și te-a găsit pe tine, că și mie îmi bat inima. Ești pe lângă... Toți sunteți pe lângă mine? Pe cuvântul vostru. Ok, deci am văzut... Îl văd pe killer. Mam, bă, babo! Ce fuge era după tine, ai văzut? Mamă, dar abia pot să mă eliberez. Mamă, băga mea și... Încă un pic! Nu, abia pot... Să-mi spui dacă e camper. Păi încă-mi bate inima. Și mie-mi bate. Stai că e Jake, stai, nu veni, că vine Jake după mine. Vine Jake. Ok, îl văd de lângă mine, killerul. Dar nu mă vede, să spun boschet. Văd că-l caut, îl fugărește pe unul. Deci pot să stau la generatorul ăsta. Hai mă, nu mă salvează pe mine nimeni. Stai că vin eu. Tu unde dracu ești? Sunt pe aici. A, gata, te văd. Mișcă că intru în al doilea stagiu. Cine s-a luat de tine? Cine dracu decât killerul? A venit și Jake după mine, bravo fraților, acum v-ați spus. Ok, drăguț că nu e genul ăla de camper, știi? Da, urăsc genul ăla. Nu știu, zic că mi se mișcă de suficient. Vine! Unde? Fugi! Dacă ai ști cum am luat, m-am spart un... Hai de cap. Aha, generator. Salut, generatorule! Să sperăm că nu bubuie, hai să fiu foarte atent. Vezi că dacă sunt skill check-uri de floare roșie are hex, au hex pe ele, să fie foarte greu să le faci. Că dă semnale killer-ului. Fuck. Mamă, trebuie să caut tot temul ăla handicapat. Mamă, trebuie să caut un totem handicapat, mă jur. Fă totem ăla... Bă, dar nu mai știu... Mai, ce m-am speriat de ăsta, băgații! Puh, nu trebuie mâna de check, acum te cheamă pe tine. A, cu părul ciufulit e Jake. Da. S-a băgat în spatele meu și m-am speriat. Tata, ce trebuie că am dat pe ea, what the fuck? Băi! Bine că te înțeles și killerul. E vina mea. Fugi, Gino. Ascunde-te undeva, nu știu. Nimic nu te poate opri decât un copac. Ce-a crescat atât ăsta mine? L-a luat pe ăla. Ok, deci l-am văzut, deci pot să-l ajut pe ăsta, vină mă încoa. L-a pus pe ăla. Ai. Bun. Mai umbli pe aici mult. Hai. Bun. Mai e pe acolo? Nu, l-am scos eu pe ăsta. Ok, bun. Îl văd.
Da, vine în coafă, am dat-o la jos. Nu m-a văzut, lol. Machină. A trecut pe lângă mine. M-a luat pe mine. Serios? M-am băgat eu în fața lui. Are două hexuri, îți ba joc de mine. Are două hexuri. Nația măsă. Și are și cârlig aici, ce chestie. Vai de viața lui. Mamă, eu trag de timp, eu trag de timp. Eu sunt la generator. Tu ești departe de mine, mâncați-și. Mamă, cât de departe ești, tu ești pe partea cealaltă a mapei. Păi da. Dar nu vine nimeni să mă... Băi, nu mai urc pe acolo. Stai că bă, vine. Nu, că ești prea departe, oricum n-ajungi la timp. Încerc. N-ajungi la timp. Poate că ajung, mai am nu mai ajung. Trage de timp. Încerc, dar nu mai, n-ai destul timp, o spune acum. Nu, n-ai. Băi, unul a fecat, ce dracu face ăla acolo? A, nu să te-am dulap. Hai că ai fi, hai. Vino pe aici. Da, vezi că mi se pare că dacă mai te prinde o dată... Mor, da, știu. Da. Ai venit după mine? Nu, pentru că iau spre generator eu. Ba, mi-ai trebuit heal, că n-am... Vino cu unde ești atunci. După o piel... Bă, știu în direcția în care a fugit eu? Cred că da, cred că pe aici ai fugit. Cred, nu sunt sigur. Băi. Unde te-ai spus, măi, fata? Undeva bine, să nu mă vadă killerul. N-auzi cu un gem. Ui mei. Dacă tu ești fantoma aia care geme, nu înseamnă că te aud. Eu sunt. Nu, am auzit eu. Deci, de la cârlic pe unde o iau? Uite. M-auzi? Dacă mi se pare că am văzut pe killer. Bă, hey? În spatele tău. Unde-i tu? A, aici. Vino cu-a. Killer-ul. Stai game aici. Dacă vine, lasă-mă pe mine să mă duc. E lângă noi! Ops. Mamă, are... Are moment de mori! Fugi! E lângă noi! Fiecare pentru el, banii în portofel. E după mine! Nu m-a văzut lor. Nici pe mine. Ok, e cam prost tipul ăsta. Nu e prost, că de hack e mică și nu o vezi. E băbăciune, n-aia mică. Mamă, să fug în altă direcție. Mamă, trebuie să văd de tot temul ăla handicapat al ei, care are două hexuri în puii mei. Ce mai handicapate de hexuri din istoria asta. Unde-i totemul? Unde-i totemul? Că încerc să caut totemul și nu găsesc. Unde-i dracu-i totemul ăla? Dar e cam tântă... Am vrut să mă slagi după ăla, dar... Avea meme un tămori, nu aveai cum să-l ajuți. Da, e că poate nu mă vede. Dar nu m-a fost de nu? Când are meme un tămori, nu poți să-i mai faci nimica. De asta mi-a fost mie ce mai frică. Ce m-am speriat, futu-s morții, mătii! Hex, da! Mi-am mâncat gâtul. Acum mi-am spus ce fac? Măcar știu că n-am luat degeaba un tur. Să-i fac un hook, praf. Ai, ce m-am speriat, doamne! Și n-am nici hatch-ul! Deci așa sperietură să-mi fac piciorul. Ai văzut ce urât e memento umorialul ăsta, nu? Da, stai că am dat spectrit mult pe tine. Mă, cartea să fac și-o. Eu și eu am văzut o chestie de aia și am vrut să mă o să iau. Un hook? Da, chestie de aia care îi colectezi. Nu știu cum dracu' e, zice, mă rog. Mai bine rămân la lor. Ori mai facem încă un meci să se umple de tot meci, să... E normă întreagă.
Adică îi faci meci. Eu fac două meciuri sau trei în funcție de cât de scurte sau lungi sunt. Mă, nu știu cât de scurte sunt la tine, dar eu știu că am nevoie la baie. Știi ce? O să mă duc la baie și continuă tu să vorbești pentru canalul meu. Aolo. O să-ți să-i dit toma asta. Mă rog. Merve. Doamne. Unde tot te mumăsi? Eu. Uite și pe... Uite după mine! Ai, 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 ai! Vai de viață! Vai de viețișoara mea! Că nu-i găsesc totemul handicapat al femeii tâmpite. M-am plimbat prin toată mapa asta și nu... Aproape toată mapa. M-am plimbat abia pe margine, e frică. Bă, știi ce, mă piși pe el de kill, îmi pui imediat totuși, îi dau kill, nu-mi pas, dar... Drăguț meciu, până când mi-am luat mare mâncărime din gât. Aolo. Și ce am realizat? A. Dacă mă mănâncă vreodată gâtul, încerc să o chem pe azi, mă duc spart bine gât. Mă, ce părpure avea! Avea două hex-uri handicapata mea, mi-avea barbecue în chill și deer stalker. Pânca mea! Mă, toți cu memento mori, uite-și, vai! Avea... E clară treaba. Blin, și stai să văd cât am filmat din ăsta. Oho, mai avem timp din un match. Hai. Stai să fac ăsta. Ăsta lobby-ul și îți dau imediat un invite. Dar ce urât a fost asta, mă jur, mi s-a făcut un pic greață. Mă rog, nu cumesc, mi s-a făcut un pic greață. Da, pe acceptă, dar mă rog. Rito, please. Aici merge replica, Rito, please. Lasă-mă cu Rito. Ce frumos plouă afară. Nu mă rog că plouă. Da. Aoleu. De ce? Dacă și mâine plouă, e clar, întreba. Mâine e oră? Mâine e oră? Mâine am și inspecție. Au. Am dat ready, da. Hai, două secunde. Na, nu! Nu te îngur. Dragul Toolbox, te rog să mă scoți din necaz. Iau și ultimul brand new part pe care l-am de pe Meg și... Doamne ajută, am un offering ceva? Asta. E prima oară când folosesc copilul muros, am zis că mai păstrez, dar mă rog, asta e o calvie. Mi-am luat medichitul. Și ți-ai pus adunuri pe el? Da. Sper că ți-ai pus ce trebuie, nu? Probabil. Nu știi, n-ai tradus ce scrie acolo, nu? Na. Am dat și o clipă ce arăta mai bine. Mamă, și ăsta are plan. Trebuie mașina să mai vină încă unul. No, asta are 82, n-are 192 ca ala. Asta are 102. No, uite, acum e pe... Hai tu, cop.
156-170. Cu cât se gândește mai mult? Și mă gândeam să laud. Stay ready. Vreau să scriu eu, dar mă rog. Vreau să scriu ready, please. Eu vreau să scriu ready nicătim. Golden Farm. Mamă, dacă dă și ceață, e perfect. Deci, e perfect. O să fie o mapă un pic mai întunecată cu ceață. Așa. Doamne ajută să fie un... Să fie unul... Ăla din mijloc eu sunt, care-i bubuie în față, știi? Vă rog telefoanele pe silent la filmare. Vă rugăm să închideți telefoanele la... În timpul filmării la telefoanele pe silent, vă rog. Gata, pe silent e. Bă, cred că s-a auzit de vreo 5 ori până să vii tu. Serios? E, asta e, n-am ce să fac. Acum s-au dat vibrațiile. Ai chiar pe scală de tot, nu mai faci nicio vibrație. Să te văd ce mai comentez a silențios acum. Păi la meu e chiar pe silențios, nu-i pe vibrații. Te rog frumos, am un vibrator ascuns. Stai ce? Stai puțin. O să vezi că să cenzurez asta, mă, că picioarele. Hai că îți dau de editat. Nu! Oh, dacă pic și ochiul ce e mapa asta? E nouă mapa... sau ce? Mapa lui Michael Myers. N-am mai văzut mapa asta până acum. Amuzant e că pe mapa asta mai multe FPS-uri. Nu, serios, cine? Nu știi cine e Michael Myers? Mamă, ce m-am speriat de mașina asta de poliție. Și cu mine de încep să mă sperii la jocuri ca astea? Uite, eu sunt aici. Serios, știi cum vine de mă sperii la jocuri ca asta? A, nu știu. Cred că știu ce killer e. Care-i? Ala care... Aoleu, e puroica. Aici poți să-i faci jocuri câte vrei, fiindcă sunt mașini. Da, fai tu, eu nu-i fac. Eu o să fiu un copil cu mine. Tu o să fii mort. Nu cuvinte. Dacă nu pui mâna să faci generatoare. Dacă aș și găsi. Mai găsi pe mine. Eu nu mă bagă pe generator, dacă ca eu solistic. Păi e o singură persoană aici. Nu fac. N-ai cum să te bagi. Eu m-am dus în baie. Bă, unde e baie? Alo? Alo, bă, așa de seara sunt ăștia la vilă și n-au baie? Sunt case părăsite, îți dai seama că a luat tot de aici? A luat și pe ce, mă, hai să fim serios. Hai două trei, cum te trebuie? Trafic baie. N-au baie, nici o casă nu are baie. Și eu de ce am toalet în casa asta? Aaaa! La revedere! Din casa ta! Nu e din casa, nu e din casa ta! Nu e din a mea! Ba da! Tu m-ai făcut să vorbesc, n-am auzit skill check-ul! E vina ta! Oricum e ocupat cu altul, nu vine la mine! A, perfect! Ce... ciudată sună asta! Bam. Mă duc la mașina de poliție să ia nu pe cuic pe polițiști că e un killer pe aici. Bă, alo, băieții, sunteți în mașină, bă. Alo. Bă, vezi că nu stau în mijlocul străzii. Fă ceva, nu știu, că o să-ți vină ciorile de FK și o să dorec cu stea. Dracu să mă ia, hai că. Ai zis că toate casurile sunt părăsite și n-au nimic. Casa asta de ce are râșeu? Măi, dracu, sunt generatoarele alea. Doamne, deci mă chin de o jumătate să caut un generator. Alo? Generatorul? Toru, generatorul? Stai-ți, mă, ce oare prost. Te caut pe și mi-a făcut la un generator. Și eu aud. Dar nu știu de unde. Da, nici eu nu știu de unde. Cred că e de aici. Killerul, la urmă. Nici nu vreau să știu unde m-am dus. E aproape de mine. Și e aproape și de mine.
Aici era, mă. Da, eu am găsit și eu, dar... Da. Gata, am pierdut pe killer. M-a pierdut, de fapt. De ce dracu am dat eu totalul de 20 de euro pe jocul ăsta? Pe două conturi. Pe contul care ai tu family și pe contul al meu, pe contul meu nou. Nu știu. Te-am mâncat. Fuck! Mă refer de ce am vrut să o cumpăr. Ca să joci cu mine. Ah, ok. Și să filmezi cu mine. Ah, ok. Și să ne distrăm amândoi. Și să-mi aduci abonați. Aaaa, chiar doar cred că n-am văzut killerul. Reclam ascuns. E aproape, e pe lângă mine. Ești aici, killere. Am trebuit să mine într-una. Da, am ce o să fiu foarte panică la jocul ăsta. Șșșt. Le largă palc. Ce dracu unul. Am astăzi să mai stai în zona asta, killerul, te mai enervează deja. Mai mai jos, mai dat de 4-5 ori la rând chestia aia de post de face. În ce curs? Da, dar deci 4 ori 5, 5 de aplica, de 5 ori la rând mi-a dat. Pe același rând de sezonul. Tu gândește-te că... Ascunde-te! Dacă auzi, îți dau. Nu, pentru că am stat să repar generatorul. Acum a făcut. Taci că pentru. Pleacă. Mi-a dat pe alt oricum. Gata, m-a pierdut. Sau l-am pierdut. Din nou una din ele. Mamă, ce m-am speriat de cârligul ăla. Păi da, așa se aude când... Pune killerul pe cârlig. Deci, eu până nu ies în... hohote de aici. Până nu ești din meciul ăsta, nu ești. N-o să fiu un păcat. Mai e un generator, ăsta e ultimul pe care îl fac eu acum. Te-aș clipa pe killer? Te-aș că cred că vine spre mine. Păi vreau să mă să-l salvez cu ăla, dar ai văd că e camper. Perfect. Mă duc să deschid o poartă. Du-te. Da, e camper, că văd cum dă ca animalul în el. Săracul de el. Tu sunt ceapa, mă, killer. Vreau să tâmpiți, killer, nu știu, tâmpiți. E singura. Hai, tu ești la o poartă sau ce? Dar nu știu unde poartă. Am auzit-o pe acolo, dar nu știu unde. Mergi pe marginea hărții și caută. Asta fac. Da, iau pe margini, la garduri. Da, se fac. Mamă, că te cior, mă. Ce lasă să pe, da, ideea e că ciorile sunt ca să anunțe killerul. Gata, am găsit. A, ambele porți sunt deschise. Hai, ieși, okay. Cumva, pentru. Și așa se face un meci ca la carte, baby! Oh! Plus 5.000, nice! Pe da, 5.000 pentru escape, pentru survive. Escape, done. Da, și 10.000 de puncte! 10.177, perfect. 10.619. Știu că am făcut vreo două generatoare.
cred. I-am făcut 3. Ce fac să-mi dași bine? Adevărat, e bine, dar m-a bucur că nu e bubuită. A, bubuit unul, dar băgăm pe urmă. Pe nici pe mine n-a venit. Unul era obsesia și a murit, ești nebun la cap. Doamne. Ok, prieten, pentru mine a cam atât cu acest episod. Ok, guys, a fost și pentru mine un meci interesant, pentru că într-un a murit cu Memento Mori, deci am prins un moment și când se folosea Memento Mori la The Hag. Și unul care a scăpat de Iepuroaică și un camper handicapat. Da. Hai să punem aceste puncte pe Claudet și să încheiem și noi. Deci, prieteni, cam atât a fost cu acest episod. Eu sunt Gino și o să ne vedem în episodul următor cu o prezentare la server de Minecraft. Până atunci... Și poate face și un episod de tot, nu se știe. Poate. Poate face da, și că-ți dorești. Da, și că știu că-ți dorești. Până data viitoare, eu sunt Gino și salut. Zici și tu salut. Ciao.